Consilierii locali ai Primăriei Cordun au aprobat în ședință ordinară din 29 august alocarea a 150.000 de lei pentru efectuarea unor reparații importante la imobilul care găzduiește birourile Unității Administrativ-Teritoriale. Se aprobă utilizarea din bugetul comun de pământ în anul 2016 a sumei de 150.000 de lei pentru realizarea lucrări de înlocuire îndeajutoare și reparații curente la sediul Primăriei Comunii Cordun. Primarul Comunii și Serviciul Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Secretarul Comunii va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate. Primarul Adrian Ciobanu a justificat necesitatea imperioasă a înlocuirii urgente a acoperișului clădirii, care este ciur și din cauza căruia infiltrațiile au distrus la mansardă toate birourile. Analizând situația actuală a sediului Primăriei Cordun, s-a ajuns la concluzia că se impune ca o primă urgență înlocuirea în teritoriul imobilului. Fac mențiunea că, datorită degradării acoperișului, se înregistrează infiltrații ale apelor pluviale, care au o repercusiune negativă asupra panșelor, birourilor de la mansardă, cât și asupra instalației electrice, existând posibilitatea unor scurt circuite, chiar producerea unor incendii. La un moment dat, în vara aceasta a plouat mai mult și chiar au avut infiltrații mari la nivelul terasei 2 din primărie. Am avut puțină apă mai multă. De asemenea, se mai impune înlocuirea tâmpeliei din partea de sud și din partea de nord a construcției. Și mare parte din ușile și ferestrele construite dintr-un lemn foarte prost trebuie urgent înlocuite pentru că au putrezit. Instalația electrică afectată și ea de infiltrații trebuie revizuită pentru a nu produce, Doamne ferește, vreun scurt circuit. Avem niște geamuri putrezite sus. Mai doresc o recompartimentare sus pentru crearea unor birouri. Ușile de la intrare trebuie înlocuite ca să dispară tocul de jos de la baza ușii să facă accesul persoanelor cu handicap mai ușor. Mai avem o ușă în partea din nord separată, care e puțin putrezită, trebuie schimbată și ea. Având în vedere faptul că spațiile de birouri sunt insuficiente, se mai pune recompartimentarea spațiilor de la mansarda imobilului și, bineînțeles, executarea unor lucrări de înlocuire a ușilor de încălzire și zugrăveli. Sus chiar, dacă o să suni și dumneavoastră la mansardă, o să vedeți că tavanele sunt deteriorate de la infiltrație de apă. Suma solicitată poate fi mai mare sau mai mică, devizul de reparații fiind estimativ. Devizul este estimativ. Suma nu este asta. Suma poate fi mult mai mică. Rămâne de văzut în momentul în care finalizăm practicul și rămâne de văzut la acoperiș ce descoperim în momentul în care. Nu am discutat cu unii distribuitori de tablă și așa, la o calitate un pic mai premium, garanția ajunge un pic la 15 ani, la ora actuală. De neconceput cum o clădire publică, construită relativ recent, în 2005, de doar un deceniu și ceva, a putut fi edificată atât de neglijent, fără nicio exigență de calitate privind materialele de construcții folosite. Autorizația de construcție a noului imobil a fost obținută în anul 2000 și a avut o valoare de 1,9 miliarde de lei. De ce la o instituție publică construită în localitatea cu cel mai generos buget local n-a fost adoptat perceptul de origine scoțiană? Suntem prea săraci ca să ne permitem lucruri ieftine? Și pentru că și-au permis să construiască ieftin și prost, acum edilii au de suportat consecințele zicalei populare, scump la tărâțe și ieftin la făină. De unde și concluzia firească, unde nu-i cap, vai de picioare. Din păcate, totul se face pe bani publici și fără nicio răspundere decizională a celor care au permis să se ajungă în această situație, în care cei care au aprobat devizul inițial de construcție al imobilului nu au nicio răspundere materială.